politică sunt mai multe nuanțe. Le distinge cel mai bine Florin Negruțiu la Digi FM. Dar să nu ne încurcăm de nuanțe. Bună dimineața, Florin Negruțiu. Bună dimineața. Și să ne ocupăm de scandalul momentului care vine chiar de pe holurile Parlamentului. Iată și imaginile de colecție. De ce sunteți băgoți? De ce nu prezentați raportul și cu cine te-a făcut pe prezentare? Băi, valutistule! Băi, tu nu l-a făcut niciodată. Băi, valutistule, mă, porcești! Băi, simt sigur! Băi, valutistule! Dispar, mă, zic! Băi, cine vorbești, bă, acum? Un cetățean român care îți plătește ție salariile, trădătorule! Nu așa vorbește el mie! Nu aduci pe mama în discuție! Da, i-am spus că te calcă picioare! Nu aduci tu pe mama în discuție! Da, ați putea crede că e un dialog pleșulicianu, dar nu, nu este. Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, în dialog cultural cu deputatul AUR Dumitru Viorel Focșa. Florin Negruțiu, te rog să faci analiză pe text. E cu măta și ceva valutiști pe acolo. Și porcule. Da. Și are cratimă. N-are cratimă. Are. Pare că are. Pentru că nu suntem o țară de pleșulicianu. Ăsta este poporul care ne-a ales... Cum mai vrea să arate acești politicieni altfel decât alegătorilor? Noi auzim lucrul ăsta în jurul nostru, noi înșine știm să înjurăm chiar bine chiar dacă mai bine ne-am pune mintea ei. Cu ei. Singura diferență între omul care are puțin discernământ și cel care n-are niciun fel de discernământ, cum sunt domnii ăștia de pe holurile Parlamentului, este că noi știm când să înjurăm și când să tăcem. Dacă ne-am apucat acum de dimineață să ne înjurăm la radio, probabil ar exploda audiențele, ar zice lumea, domne, ce s-a întâmplat azi dimineață la radio, ce și-au zis-o, ce și-a zis-o Ciuclaru, dar ce a răspuns Beatrice? Și a venit Negruțiu și a dat-o, bun. Are vreo relevanță la radio, de la ce nu suntem în spațiu privat, nu suntem pe stradă, nu suntem șofer, nu suntem la volan, deci știm unde să vorbim ca... cetățenii și unde se termină spațiul privat. Da? Discutau vreo chestie serioasă, adică s-au înverșunat de la ceva ce ne putea influența nouă destinul sau pur și simplu așa vorbesc ei? Ce se întâmplă acolo ne vizează puțin spre deloc. Da? N-are niciun fel de legătură cu noi, sunt niște băieți trimiși acolo de niște alegători, iar ei nu înțeleg unde sunt. Știi? Ei au impresia că așa trebuie să se poarte acolo, cum se poarte pe stradă. Niște mari de Iași trimiși în Parlament, fără... Ce? Ăsta este nivelul, vorba lui Adrian Năstase. Îți lansez o provocare. Dacă ar fi să asociezi momentul ăsta cu numele unei piese, ce piesă ai pune? Nu știu, Paraziții, habar n-am. Pe acolo m-aș duce, pentru că este, oricum, limbajul ăsta de cartier nu este nou, să știi. Pumnii mei minte nu are, da? Ai o piesă nu, vreau pregătită? Vreau să trecem la Ozosep, Ozosep. Bine, hai să trecem la Ozosep, pentru că prea multe de comentat despre măta și tactul nu prea. Ok. Dar nu avem nimic de comentat de faptul că cei doi nu știu cine îi plătește? Păi cine îi plătește? Și îi plătim de atâția ani. Asta este, democrația costă. Da? Este un sistem imperfect pentru că lasă astfel de oameni să ajungă în funcții publice, dar dați-mi voi un alt sistem de vot mai bun, că m-am tot gândit de ieri de când mi-ați propus subiectul ăsta, ce avem, ce putem pune în loc, ce putem, cum putem tria ca astfel de oameni să nu ajungă în funcții. Poate un test de ăsta psihiatric la intrarea într-o demnitate publică, să vezi cât îl țin nervii pe omul respectiv. Ai văzut că ei sunt foarte nervoși. Da. Sunt foarte imediat, sunt foarte vitriolanți, foarte violenți.